Dumneavoastră trebuie să ascultați sfaturile juriului cu referire la, cu referire la prestația dumneavoastră la prima probă. Salutul! Cuvântul se oferă domnului Petru Pavel Pădreanu, primar de Rusești Noi. Care note? Echipele sunt așa de bune. Sunt un pic la o răscruce. Totuși, am să încerc să comentez evoluările echipelor. Băieții din Grânceni, cu marele capitan Petru Varlanu. La Grânceni, replici clare, bune, gândite, frumoase, interesante, prezentare ingenioasă. Și apoi, nu-i tot. Primarul Andrei Varlan, dă dolari, ia dolari. Dacă mă trafipat, talent din cap până în picioare, cât de repede trece timpul, cu tromboane se ucide musca, tupi un not, un bit, cel mai frumos sat din Europa, două stații de autobuze, care primește de la mine nota 10. Nu știu prima dată și îl răscunut din genul. Da. A doua echipă, Corneliu Spânu, capitan, foarte frumos capitan, interesant. Aeroportul din Molești, aici a construit, simplu au venit și simplu au plecat. Oamenii simpli cu copii, pe ecrane erau 7. Întârziem cu porumbaca, la Molești femeile devin femeie în avion, rândul sovietic obosit, speranța moare ultima, dar totuși moare, cu petrică și ghitară, cu tocul pe hârtie, noi scriem nebunie. Eu scriu ce interesant. Și echipa din Corect, cu Baba Clava, o echipă cu capitanul Andrei Căciuc, 03 Andrei. Compania Adrenalina, o ținută scenică foarte bună. Și foarte interesante. La deși așa de multe îmi vine să scriu, dar totuși îmi spun. Când s-au de mulți eroi să se râdă toți de noi, vorbesc două limbi, să topesc ca o jumară, rup cârșit și nepieptănat, în locașul sfânt, banii cald în sus, cancer mamar nu este. Bună, bună, sală! Vă mulțumesc! Domnul Ion Bufetul! Eu sunt încât în sens că pentru salutare, eu sunt dispus să facem o note mari prin încurajare. Toți sunt ca și foarte dau dovadă de anumite organizare. Vedeți la părerea mea, cea mai bună organizare care o să facem cu notele, cea mai bună organizare fost al echipii din Corești. Adică, și mențiune poate fi dată Ardei din Adicei. Vreau să spun o mică opție în Sardinia și după mine toate echipele au trecut măsurat ca din regulamentul 7-8 minute. Într-o replică, în toate echipele noi se dispune de o muzică care ar fi dorit să fie o muzică opică. Asta părea. În principiu, vreau să salut pentru cel pe viitor. Cred că nu știe o seară pe totul toți. Să ne mulțumim frumos să ne trăiți. Domnul Costică Leonid. Deci, în primul rând, îmi pare bine că dacă în Europa există criză, la noi, în raion, criză de umor nu există. Umor este de ajuns, este de scenă. Așa am să încep pe postul domnul Petru, câteva cuvinte la fiecare. Deci, Ardeii din Dengeni au început-o cu dreptul. Așa. La Corești,
prezentarea a fost făcută la nivel și îmi pare bine că și părinții preoți au și eu umor de ajuns. Echipa Simplu de la Molești ați avut un cântec la urmă care totuși noi ca tăvăciști cu experiență, cu 20, 30, 40 de ani în spate, deci puteți vă spune că mai bine începeți cu cânt, cu să începeți salutul. A fost foarte asechit, foarte frumos, dar mai bine era la început cânt. Vă doresc succes! Deci toate trei echipe îmi pare că s-au prezentat cam la același nivel, în fond, și sub aspect estetic și comunicare și originalitate, creativitate și în parte. La expresivitate chiar a fost în tot felul de efort un super efort, stic mai expresiv, dar ceea ce am prins eu e că echipa din Dencel, care ne arde a făcut a recurs la o modalitate tradițională, așa? Pe când celelalte două echipe au încercat să facă să îmbrățișeze modernismul, să facă mai modern și o leagă s-au încurcat, știți? La un, e greu să faci ceva mai bun. Deci, în fond, vedem care este rezultatul, cât s-a început bine. Cele două echipe care ziceam eu că au încercat să fie mai moderniști, au apărat cam târziu în tema propriu-zisă. Deci aproape la urmă, nu? Ca și cum trebuiau răsturnată, mi-a dat să se înșeapă cu alt chestie. Asta e opinia mea și țin la aia. În fond, cum am zis, echipele au început bine în Hora și sperăm să le termine și mai bine. La mai mult și la mai mare. Chiar mi-a plăcut cum au vrut să fac primele de rachă, spălându-mă eu. La Curăș n-am știut că sunt divaștene de acolo, dar n-am știut că banii stau în sus. Dar o să merg la biserică și o să umplu cu preot. În rest, fac tot din șor. Dar faceți repetire la temă, mă băbim în vacanță. Pentru că ieri au fost desfunctate echipele, că tot o altă temă au pregătit. Da. S-au alături de la tine. Mulțumim. Vă mulțumim frumos. Atunci, juriu, rugăm notele pentru echipa cu numărul 1, Ardeii din Dălceni, capitan Petru Vârlan. Notele pentru prima probă. Salută! Domnul Vârlan, vă rog să vă citim notele la microfon. 10, 10, 10, 10, 10. De mult notele pentru echipa Simplu din Molești. 9, 9, 9, 9. De asemenea, pentru echipa Adrenalin și Baba Clava din Horești, capitan Andrei Cociu. Vă rog să vă citiți notele. Vă rog să vă citiți notele. Domnul Cociu. 10, 10, 10, tot 10 și 10. Vă mulțumesc frumos. Sunteți gata pentru cea de-a doua probă? Sunteți gata pentru cea de-a doua probă?